Georgiana, îmi place timbrul tău vocal, îmi plac loviturile de glotă pe care le-ai dat și chiar se potrivesc cu genul ăsta Celtic music, așa. Ce pot să spun în rest, doar că este un clip, un videoclip, nu te văd live, mi-aș fi dorit să te văd live, sunt sigură că mi-ar fi plăcut ce văd. Per total mi-a plăcut, la fel, aș vrea să văd și un clip live, sper data viitoare să ne surprinzi cu ceva live. Succes! Georgiana Bădrăgan Trușcă. O piesă interesantă și interpretarea la tot la fel de interesantă. Prea multe nu voi comenta. Vocea este curată, îmi place ritmul, îmi place pentru că ai păstrat linia melodică, un negativ bun, deci un pachet frumos. Felicitări! Dragă Georgiana, sigur ne vom întâlni în finală. Sunt curios de vocea ta la o piesă mai complexă, un alt gen de muzică. Oricum, mi-a plăcut foarte mult. Felicitări și succes! Georgiana, e bine să fii îndrăzneață, dar trebuie să ai și grijă și să fii atentă la alte culturi, pentru că am văzut că ai început videoclipul prin a ne arăta o kalimba, un instrument pe care îl găsim în Zimbabwe și în alte părți ale lumii, după care vedem un look care aduce aminte de nativii americani și după aceea un cântec în engleză. Nu știu ce să înțeleg, nu sunt specialistă în domeniu, dar trebuie să fii atentă pentru că alte culturi se simt ofensate atunci când împrumutăm elemente și nu explicăm de ce le-am împrumutat, ce am vrut să transmitem prin alăturarea acelor elemente sau adoptarea lor. De asta, cel puțin, ceea ce privește felul în care ne-ai prezentat piesa, nu este suficient doar să pui titlul piesei pe YouTube, My Mother Told Me. Trebuie să explici un pic a cui este piesa în original, ce legătură ai tu cu cultura africană și cu cultura nativilor americani, de ce kalimba, deși eu nu aud pe piesă. Da, asta aș spune despre abordarea ta. Deși îți stă bine, asta nu am ce spune, dar trebuie să fii conștientă de lucrul ăsta. Cât despre cântat, da, e o înregistrare de studio care mi-a plăcut și eu te felicit pentru ea. De altfel, mult succes în continuare și gândește-te foarte serios la ce am spus, pentru că este o discuție vastă, complexă, în jurul identităților etnice și așa mai departe. Bine, mult succes!